În preajma sărbătorilor de Paște la Cernăuți se desfășoară acțiunea de binefacere Paștele 2022. Inițiatorii acestei acțiuni de caritate, membrii Centrului de Perfecționare a Cadrelor Didactice și ai Ligii Tineretului Român Junimea din regiunea Cernăuți, și-au dorit să le aducă în aceste zile de Paște o fărâmă de fericire și bucurie copiilor care au fugit din calea războiului și s-au stabilit cu traiul la Cernăuți și în satele din nordul Bucovinei. De la începutul războiului ruso-ucrainean în regiunea Cernăuți au sosit peste 25.000 de copii din diferite regiuni ale Ucrainei. O mare parte dintre ei și-au găsit adăpost la diferite centre pentru refugiați, școli de cultură generală, cămine culturale, biserici, spitale, etc. Unii însă sunt găzduiți în sânul familiilor bucovinene. Pentru a le crea o adevărată atmosferă de sărbătoare, Centrul de Perfecționare a Cadrelor Didactice și Liga Tineretului Român Junimea din regiunea Cernăuți au inițiat o acțiune de caritate Paștele 2022, făcând un apel către oamenii de bună credință, fundațiile de binefacere și mecenații din Ucraina și România, cu rugămintea de a susține această inițiativă. Fundația Serafim din orașul Roman, județul Neamț, a fost printre primele asociații umanitare care a venit la Cernăuți cu dulciuri, rechizite școlare și jucării pentru copii. Organizația umanitară caritabilă Serafim Foundation s-a implicat încă de la începutul crizei umanitare din Ucraina în ajutorarea oamenilor care fug din calea războiului. Mai întâi am sprijinit refugiații care au intrat în România prin Vama Siret, apoi prin intermediul organizației Junimea din Cernăuți am efectuat mai multe transporturi cu bunuri de strictă necesitate, alimente, medicamente, obiecte de igienă personală, saltele, lenjerii, îmbrăcăminte care să le folosească refugiaților care s-au stabilit în zona Cernăuțului și a localităților învecinate. Mai mult decât valoarea bunurilor pe care am reușit să le aducem prin intermediul altor organizații și altor persoane fizice care s-au implicat, am dorit să transmitem un mesaj de solidaritate cu cei afectați de război, să-i sprijinim cu fapte, nu doar cu cuvinte. Să simtă că le suntem aproape și că în aceste momente dificile pe care le traversează nu sunt singuri. Inima acestei acțiuni de caritate și inițiatoarea proiectului respectiv a fost doamna Rodica Timiș, profesoară și voluntară din prima zi de război. Acțiunea Paștele 2022, care este orientată spre copiii din familiile de refugiați, care și-au găsit, într-adevăr, putem spune, adăpost în instituțiile de învățământ din unitatea teritorială Cernăuți. Scopul acestei acțiuni este de a dărui acestor copii pachetele acestea de Paște, care conțin în special rechizite școlare, dulciuri și, de asemenea, jucăriile, dar atât de importante și probabil că și interesante pentru acești copii. Trebuie de spus că datorită ajutoarelor umanitare care au venit în continuu din partea României, în special, dar de asemenea și întreprinzătorilor din orașul Cernăuți, au fost alcătuite, formate, asemenea coșulețele, putem numi ori pachete, în număr de 815. Deci putem spune că le-am diversificat, deoarece erau diferite jucării, erau diferite obiecte, diferite rechizite școlare, de la diferiți, putem spune, diferite donații, fiecare pachet este unical în felul său. Astăzi aici, în acest, putem spune așa, atelier improvizat care l-am alcătuit, ne-am întrunit într-adevăr cadre didactice din școala numărul 30 a Unității Teritoriale Cernăuți, reprezentanți ai Centrului de Perfecționare a Cadrelor Didactice orașul Cernăuți, care practic este și inițiatorul acestei acțiuni, de asemenea membrii Ligii Junimea, care tocmai sunt cei care, putem spune așa, au organizat și au gândit bine această acțiune ca copilașii, într-adevăr, să simte această atmosferă de sărbătoare. Vreau să mulțumesc prietenilor și tuturor celor care, într-adevăr, ne-au
ajutat să realizăm acest ajutor. Merge vorba despre Liceul Teoretic Traian Constanță, profesor Nicula Liliana și Colegiul Economic Viilor București, sectorul 5, așa împreună cu părinții. Inițiativa a fost a doamnei Viorica Stan, practic care de asemenea ne-a organizat, în afară de rechizite școlare și dulciuri, această donație împreună cu niște cărți, literatură, putem spune, în limba română. De asemenea, mulțumiri deosebite organizații de binefacere Serafim din orașul Roman, familiei Rogos, Camelie și Ioan, întreprinderii Stiller Tyler, taxiului cu bomboane împreună cu neobositul Cristian Ion, întreprinzătorilor din raionul Cernăuț, în special din satul Cupca, întreprinzătorului din orașul Cernăuț, Serghei Timuș, conducătorului rețelei de Joy Market. Mulțumiri deosebite colegilor de la Centrul de Perfecționare a Cadrelor Didactice din orașul Cernăuț, deoarece în frunte cu neobosită conducător Natalia Gerasim, care a organizat această acțiune, au bine gândit-o și într-adevăr acum ne așteaptă o zi în care trebuie să ne întâlnim cu acei copii care astăzi sunt în aceste în instituțiile de învățământ și așteaptă aceste cadouri, aceste donații. Împreună, într-adevăr, am gândit și vrem să realizăm până la bun sfârșit. Trebuie de spus că toată activitatea n-ar fi reușit atât de bine dacă nu ar fi fost parteneri și, în primul rând, instituțiile de învățământ care au organizat aceste foi, putem spune, desene, diferite aplicații pentru fiecare copilaș în parte, copilaș de refugiați care astăzi sunt aici la noi în comunitatea teritorială Cernăuț. Au fost pregătite emblemele centrului de către colectivul școlii numărul 37 împreună cu directoare. De aceea, înainte de preajma unei asemenea sărbătoare frumoase, când fiecare om, copil, adult, într-adevăr visează la, putem spune, la cele mai sacre vise și dorințe, visul principal a tuturor celor care ne aflăm astăzi este ca războiul să ia sfârșit. Cele 815 cadouri au fost înmânate copiilor din centrele de refugiați și din instituțiile de învățământ din orașul Cernăuți, dar și celor care s-au stabilit cu traiul în localitățile românești din nordul Bucovinei. Copiii s-au bucurat foarte mult de aceste surprize de Paște, dar și de întâlnirea avută cu doamna Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cernăuți, care personal le-a înmânat copilașilor cadouri. Ne bucurăm că în aceste zile putem să aducem un strop de bucurie acestor copii refugiați veniți în satele românești din regiunea Cernăuți. Cu ocazia sărbătorilor pascale am venit să le aducem un mic cadou, o mică atenție din partea comunității românești, ajutoare primite din România, dar și din Europa, iar eu în calitate de consul general am vrut să le urez personal un la mulți ani cu multă bucurie, sănătate, pace, dragoste și binecuvântare. Меня зовут Кирилл, мне 15 лет. Я учусь в школе номер 6 в Мирнограде жил. Сейчас переехали в Черновцы. Вот нам дарят вот такие подарки. Mă numesc Кирилл, am 15 ani. Învăț la școala numărul 6 din orașul Vinogradovo, unde am locuit. Acum am venit la Cernăuți. Am primit un asemenea cadou unde sunt surprize dulci. Am văzut că este și un impermeabil de ploaie, dar și alte lucruri interesante. Ieri bună oară, cu ocazia sărbătorilor de Paște, ne-au dat foarte multe dulciuri, ouă, păscuțe, sucuri. Aș vrea să mulțumesc celor care ne ajută. Mulțumesc tuturor oamenilor! Bi, 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 bi. În localitatea Ostrița din Ținutul Herța, copiii refugiați participau la un atelier de pregătire și amenajare a coșului pentru Paște, când aceste daruri minunate au ajuns și la ei. Vrem să ducem cuvinte de mulțumire domnului consul general Irina Loredana Stănculescu și la toți frații români care ne-au dat un ajutor foarte mare pentru copii, pentru lumea refugiată, care e primită la noi, la grădiniță, în satul Ostrița. Și dorim la toată lumea pace și binecuvântarea lui Dumnezeu în ajunul de sărbătoare Paștelui. Vă mulțumim frumos pentru ajutor, pentru totul. Da, aducem sinceri mulțumiri și din partea
tot colectivul, știți că sunt clipe grele și cu ajutorul Dumnezeu omul învinge totul și mulțumesc, sunteți alături, frații noștri care nu numai acest ajutor, dar și foarte multe alte ajutoare din partea fraților români. Mulțumim frumos pentru tot ce faceți pentru satul nostru, pentru copiii țării noastre și pentru lumea care au fost nevoiți să ajungă la noi în sat. Acțiunea de caritate Paștele 2022, care s-a desfășurat în regiunea Cernăuți, a fost una de succes, întrucât sute de copii din diferite regiuni ale Ucrainei s-au bucurat de darul de Paște, uitând pentru o clipă de momentele de groază prin care au fost nevoiți să treacă în aceste zile de război până a ajunge pe meleagurile Bucovinei.